putem să căutăm fața Domnului în locul acesta. Pentru aceasta putem să lăudăm pe Dumnezeu în această dimineață. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu să fie lăudat. Toți cei care ați ales să fiți aici, eu zic, în numele Domnului, să vă atingă El și să vă binecuvânteze El. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei invitați pe casei Domnului, care ați răspuns invitație și sunteți în această zi în locul acesta. N-am dorit să ne înălțăm noi, am vrea să fim înălțat Dumnezeu în această zi în locul acesta. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne binecuvânteze și El să fie acel care să atingă sufletele noastre, trupurile noastre, să mântuiască, să sfințească și să curățească, slăvit să fie Domnul. Amin. Ne bucurăm că împreună cu noi, Borșa, în această zi, se află și frații care au fost invitați să fie împreună cu noi. Eu le mulțumesc pentru că au răspuns invitații. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și au fost ajutați de Dumnezeu să poată să ajungă în locul acesta. Ne bucurăm să avem împreună cu noi familia Bujor, care vor cânta spre slava Domnului. Le zicem un bun venit în Borșa. E pentru prima dată când sunt în locul acesta. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să-i întărească Duhul lui Dumnezeu, să-i cerceteze și toată slujirea pe care o vor face în locul acesta să fie spre slava Domnului și spre zidirea noastră. De asemenea, împreună cu noi se află și fratele evanghelist Neu Livotean. Îi spunem un bun venit și el este pentru prima dată în locul acesta. Dumnezeu să-l întărească. El va vesti cuvântul Evangheliei. Ne vom ruga pe cuvântul acesta și credem că Dumnezeu ne va vorbi în această dimineață. Am vrea să începem slujirea din locul acesta cu rugăciune și de aceea aș vrea să ne ducăm cu toți în picioare și aș dori ca fratele Marius Bujor să ceară ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se va face în locul acesta. Frații, la mai mare vă rog, pe cântare, în timpul acestei cântări, o să rog pe fratele Grigore Coma să vină în față și împreună cu el și împreună cu frații prezenți în față, vom continua timpul de rugăciune. Dumnezeu să fie cel care să pună un duc de rugăciune în noi și Dumnezeu să fie cel care să asculte rugăciunile în această dimineață. Amin. 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 Am rămas oarecum setat cu mintea pe programele de seară, pentru că aproape seara de seară suntem în lucrarea lui Dumnezeu la evanghelizare. Și oarecum parcă m-am dezobișnuit diminețile. De multe ori ajungem spre dimineață și se întâmplă ca uneori, din cauza oboselii, duminică dimineață să fim în pat, să ne trezim pe la amiază. Și apoi din nou, după amiază, din nou reluăm peregrinarea și drumurile pe care le avem prin Harul lui Dumnezeu, pentru că consider că este un har, este o mare onoare pentru noi, simpli muritori, simpli oameni de rând, să putem să lăudăm pe Dumnezeu cel mare și puternic, care în fiecare zi, prin îndurarea Lui, ne ține. În fiecare zi ne binecuvintează. Aș dori să cânt o primă cântare inspirată din Psalmul 61, o rugăciune a robului lui Dumnezeu David, care spune, ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. Fie dar ca rugăciunile noastre să fie ascultate de Domnul întotdeauna. Amin. Strigătele mele, ia-mi
Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze timpul de închinare, să ne binecuvânteze și Dumnezeu de rugăciune. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat în vecie. Amin. Suntem în dimineața aceasta, în casa lui Dumnezeu, și Psalmistul spune în Psalmul 2, eu dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Suntem în dimineața aceasta aici în prezența lui Dumnezeu și am vrea să începem și este un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu când putem să începem cu rugăciune, mai ales dimineața și orice lucru în viața aceasta e bine să putem să începem cu rugăciune și Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem în dimineața aceasta aici și dorim cu toți împreună să începem timpul nostru cu rugăciune. Dumnezeu să ne dea har în rugăciune. Dumnezeu să ne dea cuvinte pe buzele noastre, să ne putem ruga. Și în dimineața aceasta, glasurile noastre să fie îndreptate spre Dumnezeu. Și vrem ca rugăciunea aceasta să fie o rugăciune de mulțumire. E place lui Dumnezeu când e mulțumire. Și cu toți împreună, în dimineața aceasta, dorim să mulțumim Domnului pentru că suntem aici, suntem prezenți în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a hotărât o dimineață pentru sufletele noastre. Dumnezeu m-a hotărât o zi în care să stăm în prezența Domnului. Dumnezeu m-a hotărât ca în dimineața aceasta să fim aici plini de pace, să fim sănătoși în casa Domnului, să ne putem vedea fețele unii altora și pentru aceasta să ne mulțumim Domnului. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare. Citesc aici din Psalmul 5. Aici unde spuneam, unde împăratul David spunea în felul următor. Eu dimineața mă întreb rugăciunea spre tine. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Ascultăm cuvântul Domnului din Psalmul 5 după care ne plecăm pe Domnul. Toți împreună și mulțumim Domnului. Dreapte-ți ureche la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinile mele. Ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate sta lângă tine. Nebunii nu pot sta în preajma ochilor tăi. Tu răști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Amin. 29. Nădejdea mea e la Dumnezeu, fără lui e mare. Thank you.
Înainte puteți să binecuvântăm pe Cel ce viu în vecii vecilor, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în dimineața aceasta suntem în jurul Evangheliei. Suntem în locul acesta cu un scop deosebit. Nu să vorbim unii și de alții, ci să aducem Domnului o jertfă de mulțumire, Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Domnul să ne binecuvânteze pe toți ca să-i aducem această jertfă prin credință. Vedem că și Avram, când Dumnezeu l-a chemat ca să plece într-o țară care nu era a lui, Domnul l-a pus la încercare, deși știți că i-a dat pe Isaac prin făgăduință, dar după ce Dumnezeu i-a dat pe acest fiu prin făgăduință, vedem că Domnul l-a pus la încercare și el a cerut să-i le aducă ca jertfă. Și vedem că acest om al lui Dumnezeu, în care vedem că în credința lui Dumnezeu binecuvântată din neamurile pământului, când l-a pus la încercare și l-a cerut să-l aducă ca jertfă, el nu s-a îndoit în credință, l-a adus. Domnul să ne binecuvânteze și noi, jertfa care vrem să o aducem înaintea Domnului, să o aducem prin credință. Domnul să ne mărească credința fiecăruia. Amin. Vreau să citesc cu ajutorul Domnului Iisus din Evanghelia după Luca. Ridicați pe picioare. Ca să dăm întâietate cuvântul lui Dumnezeu, ne arată Domnul Iisus o pildă. Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 9. Deci arată în această pildă, Domnul vrea să arate ce avem noi de făcut. Din concluzia asta se vede că arată că s-o sui la templu să roșe doi oameni. Unul era fariseu și unul era vameș. Și e bine ca să facem așa cum au făcut vameșul, să venim cu recunoștință înaintea Domnului. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Zice așa, pilda vameșului și a fariseului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau unii însuși că sunt neprieniți și disprețeau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedreți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioară din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, s-o cotit neprenit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Zic ca Domnul să ne binecuvânteze, să venim cu recunoștință înaintea Lui și El e acela care ne poate să ne primească jertfa care vrem să o aducem. El e acela care e singurul mijlocitor între Tatăl și noi de pe pământ. El e acela care poate să mijlocească pentru noi ca Dumnezeu să ne ierte cu greșurile și abaterile cu care am venit înaintea Lui. Așa cum suntem cu toți, ne rugăm Domnului, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Thank you.
vedeam cu ajutorul lui Dumnezeu să mai venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. În programele oarecum normale ale bisericii din Bușa, obișnuim să avem patru momente de închinare, patru momente de rugăciune. În duminicile acestea oarecum mai speciale, în care în mod deosebit avem invitații Casei Domnului, avem invitați pentru slujire, obișnuim să venim înaintea lui Dumnezeu doar de trei ori. Doar de trei ori. Astăzi o să mai facem o rugăciune a treia înaintea lui Dumnezeu. De foarte multe ori, probabil că mulți pun accentul pe număr și probabil se întreabă, dacă mergem acasă, se pune întrebarea de câte ori v-ați rugat și probabil mulți cred că dacă au făcut patru plecări, e mai bine decât trei. E adevărat, dacă numărăm, da, patru e mai mare decât trei. Însă, eu vreau să vă spun că putem să ne rugăm de patru ori, de cinci, de șase, de zece ori. Și totuși acel zece să fie mai mic decât o rugăciune făcută cu adevărat, cu toată inima. Pentru că putem să ne rugăm doar de formă, putem să facem doar rugăciunea limbii, a vocii noastre, a glasului nostru, o rugăciune care să nu primească răspuns. Putem să avem o rugăciune mai scurtă, mai puțin rugăciuni, dar făcute din inimă. Și uitându-mă în Scriptură, îmi dau seama că Dumnezeu nu s-a uitat la cât de mult s-au rugat oamenii, ci s-a uitat la felul în care s-au închinat și s-au rugat. Citea fratele la rugăciunea pe care am făcut-o anterior, despre acel om, acel vameș, care n-a făcut nici patru rugăciuni, nici cinci, nici șase, nici măcar două, ci a făcut doar una. O rugăciune care n-a fost învățată, o rugăciune care n-a izvorât din fățărnicie, n-a făcut-o pentru ca oamenii să-L vadă, ci pur și simplu s-a adresat înaintea lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că omul acesta spune că s-a bătut cu... se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. O rugăciune care ajunge la Hristos, care nu numai că ajunge la El, ci pur și simplu aduce ceea ce omul acesta cere. Se mărturisește și Hristos mărturisește mai degrabă, vă spun, că omul acesta care, încă o dată spun, nu s-a rugat nici de două, nici de trei, nici de zece ori, nu s-a rugat nici 10 minute, nici 50 de minute, ci pur și simplu a spus doar atâta, Doamne, ai milă de mine? Păcătosul. A primit răspuns și o confirmare din partea lui Dumnezeu, al lui Hristos, care spune mai degrabă, omul acesta s-a întors acasă, cum? Socotit, neprihănit. M-am gândit, pornind de la pasajul acesta, că e important cum plecăm. E important să venim în casa Domnului. Important este și cum plecăm de aici. Probabil că toți plecăm la fel, probabil că noi privindu-ne am putea să spunem că suntem la fel. Însă important este cum ne vede Dumnezeu atunci când plecăm din locul acesta. A venit în templu un om care s-a crezut neprihănit. Și n-a fost și a plecat tot așa cum a venit. Pe de altă parte, vameșul a venit păcătos și a plecat socotit neprihănit. Nu știu cum ne considerăm noi, cum ați venit dumneavoastră în această zi în locul acesta. Probabil că de cele mai multe ori așa, când discutăm cu oamenii și eventual mai vorbim de pocăință, oamenii au tendința aceasta pentru că ei consideră că noi disprețuim oarecum sau considerăm că ei sunt păcătoși. Au tendința asta să se apere și automat vin și spun, dar știi ce, dar eu n-am făcut nimic, zice. Eu n-am dat în cap la nimeni, da? Eu n-am curvit, eu n-am făcut, eu nu sunt beat, eu nu fac lucruri rele. O mare tendință să vină și să spună oarecum, eu nu sunt păcătos. Eu de ce? Pare să fie o atitudine bună. Oamenii ar putea să se laude cu ea. Și de multe ori oamenii se laudă. Și uitându-se așa unii spre alții, ei mărturisesc așa și zic eu sunt mai bun ca el pentru că l-am văzut că face ceva. Dar de cele mai multe ori nu ne uităm înspre noi. Credem că a ne justifica e ceva ce ar trebui să facem. Să ne lăudăm și să spunem noi n-am făcut asta, noi n-am făcut asta, noi am făcut cealaltă. Așa a venit și fariseul. Și el oarecum zicea că mulțumește lui Dumnezeu, dar nu făcea altceva decât să se justifice pe el. Uite cât i-am făcut eu. Uite ce bine că nu sunt ca ceilalți. O atitudine necorespunzătoare. O atitudine de foarte multe ori care vine și din dorința noastră de a... A, păi,
nu vreau să par mai puțin sfânt decât tine și atunci încerc să demonstrez că și eu sunt sfânt. Nu e o atitudine corectă atunci când vii înaintea lui Dumnezeu. Poate noi între oameni putem să ne justificăm, putem să părem sfinți sau putem să încercăm să ne demonstrăm cât suntem de buni. Înaintea lui Dumnezeu totul e gol și descoperit, slăvit să fie Domnul. Și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, să știți că dacă în fața oamenilor am putea să ne rușinăm, da? În mod sigur, dacă ar fi să spun cuiva câte lucruri murdare am în viață și să fiu sincer, probabil că zice mi-e rușine, aș găsi și motivație să spun da, dar uite, dacă îi spun o să mă judece. Dragii mei, în această dimineață, eu cred că cu toți am venit aici, în numele Domnului Iisus și suntem în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și e foarte important cum venim, cu ce atitudine venim. Dacă am venit în locul acesta căutând să îi spunem lui Dumnezeu cât de bun suntem, să știți că ne vom întoarce așa cum am venit. Și nu ne vom întoarce bun, pentru că în ochii lui Dumnezeu toți suntem păcătoși. Toți am păcătuit. Și spune Sfânta Scriptură că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. A continua să credem că suntem ceva nu rezolvă problema. De fapt, înaintea lui Dumnezeu nu putem să venim decât cu această atitudine a vameșului, care se recunoaște că stă în prezența lui Dumnezeu. Nu îndrăznește nici măcar privirea să o ridice în sus, pentru că își vede viața, își vede nemernicia, își vede ticăloșia, își vede greșurile și păcatele. Și nu face altceva decât văzându-și starea să ceară îndurare și milă de la Dumnezeu. Dacă ați venit astăzi să arătați că sunteți ceva, n-ați rezolvat nimic. Dacă am venit și venim astăzi în locul acesta, cu atitudine de proșternere, de smerenie, de recunoaștere a greșurilor și a păcatelor noastre, a vieții așa cum este ea, pentru că noi de cele mai multe ori probabil ne cercetăm după oameni și trăim într-un mediu în care ne uităm și zicem cam cum sunt eu. Trăim în societate și ne uităm și privim, da? Și ne punem întrebarea, oare cum sunt eu? Și uitându-mă în dreapta găsesc unul probabil pe care îl văd mai rău ca mine, mă uit și în cealaltă parte văd unul și mai rău ca mine și atunci eu consider că sunt bine. Pentru că, de fapt, atunci când mă cercetez eu iau starea așa, generală, a celor care sunt în jurul meu. Astăzi nu suntem aici să ne cercetăm unii pe alții și oarecum să ne vedem mai sfinți sau mai puțin sfinți. Astăzi eu cred că am venit aici și stăm în prezența lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, că dacă vrem să ne cercetăm, ar trebui să ne cercetăm nu uitându-ne la ceea ce fac ceilalți, nu punându-ne talon mai sus sau mai jos de noi, ci uitându-ne în Sfânta Scriptură. Și mă uit în Scriptură și găsesc scris acolo că până la urmă toți am păcătuit și până la urmă standardul lui Dumnezeu este dincolo de ceea ce credem noi că ar fi sfințenie. De foarte multe ori noi considerăm că nu prea curvim și totuși spune Sfânta Scriptură, Domnul Iisus mărturisea la un moment dat că dacă te uiți la o femeie, da? O dorești în inima ta, ești un prea curvar, așa? Poate mulți am spune, noi nu ucidem și totuși Domnul Iisus Hristos vine și spune că chiar dacă n-ai ucis. Dacă ai spus aproape lui tău, fratelui tău, prostule sau nebunule, dacă l-ai jinit în felul acesta, în ochii lui Dumnezeu ești un ucigaș. Mă uit în Sfânta Scriptură și Scriptura mărturisește și spune că dacă știm să facem un bine și nu-l facem, am săvârșit un păcat. Da? Nu-i timp acum. Probabil fiecare dintre noi ar trebui să luăm Scriptura. Pentru că acesta e etalonul. Și să vedem ce spune Dumnezeu. Și uitându-ne la ceea ce cere Dumnezeu de la noi, am putea fiecare dintre noi să ne cercetăm, nu după cum se cercetează oamenii, nu având etalon societatea în care trăim, ci etalon cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am face lucrul acesta, am înțelege că oricât am încercat noi să ne scoatem de sfinți și de drepți, totuși în ochii lui Dumnezeu, niciodată nu o să putem să mărturisim, suntem îndeajuns de buni. Suntem îndeajuns de sfinți. Nu cred. Nu cred că vom ajunge să spunem lucrul acesta. Dacă venim mânați de dorința aceasta de a primi iertare în această dimineață, eu cred că Iisus Hristos este Cel care o poate dori fiecăruia, slăvit să fie Domnul. Dacă venim cu o atitudine de recunoaștere, de foarte multe ori cuvântul pocăință nu place, dar nu pot să nu-l folosesc, pentru că atitudinea cu care trebuie să vin eu în dimineața aceasta este o atitudine de pocăință. Atitudinea cu care fiecare dintre noi, indiferent ce formă de religie avem, în ce cult ne-am încadrat, avem nevoie să venim în prezența lui Dumnezeu cu pocăință, pentru că este modul în care Hristos este gata să ne ierte. Pocăința nu e fiind altceva decât recunoașterea stării în care ne aflăm. Nu înșelându-ne, nu înșelând pe alții, ci pur și simplu înțelegând că Dumnezeu oricum îți cunoaște gândurile, îți cunoaște faptele, îți cunoaște lucrurile făcute cu voia sau fără voia, îți cunoaște lucrurile făcute în văzul lumii și lucrurile făcute în ascuns, de El nu ne putem ascunde. Și oricum
Am încercat să scăpăm. Nu putem să scăpăm decât atunci când ne recunoaștem, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci mai degrabă întoarcerea lui, slăvit să fie Domnul. Pocăința ne însemnând altceva decât o întoarcere. O întoarcere către Dumnezeu. O părere de rău, un regret pe care noi îl avem atunci când înțelegem că stăm în fața unui Dumnezeu sfânt și drept, iar noi nu suntem decât păcătoși. Tocmai când recunosc lucrul acesta, probabil nu o să mai fi nici atât de îndrăzneț. Omul acesta, vameșul, n-a îndrăznit să privească în sus. Așa, când ești vinovat, probabil că oamenii își dau seama așa, din experiență, vorbești cu cineva și în momentul în care vrea să te mintă sau nu e sincer cu tine, te uiți bine la el și o să vezi că n-are curaj să se uite în ochii tăi. Are tendința să stea cu capul plecat. Da? E ceva ce omul nu realizează, dar să știți că se întâmplă. Tot așa, când stăm în prezența lui Dumnezeu, când ne vedem starea, nu avem altă șansă, ca să spun așa, decât să plecăm capul și să spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ar putea fi o rugăciune în această zi, o rugăciune în care fiecare dintre noi, cu sinceritate, privind înspre noi, să recunoaștem că fără iertarea lui Hristos nu suntem nimic. Că oricât de multe lucruri am făcut, totuși nu vor fi îndeajuns să spunem da, n-avem nevoie de iertare. Oricât de multe am făcut și cât de multe va trebui să mai facem, în permanență în ochii lui Dumnezeu vor fi lucruri care nu sunt după placul lui. Și e nevoie să ne pocăim, să ne smerim, să ne recunoaștem starea, să ne plângem păcatul și să spunem, Doamne, ai milă, nu de noi, ai milă de mine, păcătosul. Aș vrea să avem o astfel de rugăciune în continuare. O rugăciune simplă, o rugăciune însă care poate să schimbe destinul nostru aici pe pământ și destinul veșnic. Pentru că e foarte important să te întorci acasă socotit neprihănit. Să spună Dumnezeu lucrul acesta, nu noi. Noi am putea să ne sfințim unii pe alții, să mărturisim și să spunem ăsta e sfânt, ăsta e mai puțin sfânt, ăsta e neprihănit, ăsta nu e neprihănit. E ceea ce noi ca oameni am face și nu știu dacă vreodată am putea să o facem cunoscând realitatea. Dar Dumnezeu o cunoaște, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu poate să fie acel care să spună în dreptul fiecăruia dintre noi. Întoarce-te acasă, socotit, neprihănit. De ceea ce ne-ar dori. De aici încolo să știți că viața se schimbă. Atunci când Dumnezeu ne socotește neprihăniți, rugăciunile noastre ajung la cer. Fie că durează o oră, fie că durează câteva minute. Atunci când Dumnezeu ne socotește neprihănit, viața noastră se schimbă, pentru că Dumnezeu este acel care schimbă în primul și în primul rând inima noastră, sufletul nostru. Dă pace, dă dragoste, dă bucurie. Viața noastră se schimbă prin prezența lui Dumnezeu. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să dea neprihănirea Lui în această zi. Pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Sângele Lui a curs pentru ca noi să primim iertare. E nevoie ca noi să reacționăm. E nevoie ca noi să credem lucrul acesta. Și în această dimineață, în rugăciunea noastră, să cerem iertare. Să cerem neprihănirea Lui Hristos pentru noi și pentru viețile noastre. E o primă parte a rugăciunii pe care vrem să o avem. Și eu cred că la Dumnezeu, da? Nu-i prea greu să vindece sufletul, să ierte păcatul. Și la fel cum face lucrul acesta, nu este greu să vindece și trupul. Continui să cred într-un Dumnezeu care e viu și prezent, slăvit să fie Domnul. Un Dumnezeu care nu e un Dumnezeu a Scripturii, anilor, nu știu, 20, 30 după Hristos, nu? Dumnezeu este același în veci, slăvit să fie Domnul. Mă uit în Scriptură și văd pe Dumnezeu prin Hristos scoțând demoni, vindecând trupuri, înmulțind pâinile, făcând semne și minuni. Același Dumnezeu e prezent și acum în locul acesta, slăvit să fie Domnul. Poate că ceea ce lipsește nu e la Dumnezeu, în mod sigur, ci e la fiecare dintre noi. Avem nevoie de credință și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca prin credință să facem și rugăciunea aceasta. Probabil suntem unii dintre noi bolnavi. Probabil cunoaștem pe cineva bolnav. Și probabil că n-am îndrăznit până acum să ne rugăm în mod personal. Și eu pot să spun, a fost o perioadă grea în viața mea. Nu cunoșteam pe Dumnezeu în totalitate. Soția mea era bolnavă și nu prea îndrăzneam să mă rog. Mă gândeam că trebuie cineva să se roage. Eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie Domnul. La Hristos au venit oamenii păcătoși. Cei ce se credeau sfinți au zis, dar cum intră El în casa oamenilor păcătoși? Dar cum poate să asculte rugăciunea celor păcătoși? Oameni păcătoși, oameni care și-au recunoscut starea, au cerut vindecare. Și Iisus, prin credința dăruită, slăvit să fie Domnul. Eu cred că Iisus Hristos vindecă și acum. Nu mâine, nu săptămâna viitoare.
Iisus Hristos poate să dorească vindecare trupească în această zi, dacă ne vom închina cu credință. Dacă vom cere de la Dumnezeu cu toată inima. Eu cred că Dumnezeu este Cel care face lucrul acesta. Vreți să ne rugăm așa? Amin? Amin. Credeți că Dumnezeu e rezolvarea bolilor dumneavoastră? Slăvit să fie Domnul. Și eu cred lucrul acesta. Am văzut lucrările lui Dumnezeu în viața mea, în viața soției mele, în viața familiei mele, în viața fraților și o mărturisesc și o spun că Dumnezeu e Cel care vindecă atât sufletul, cât și trupul, slăvit să fie Domnul. Am vrea să ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Dar trebuie să venim în felul acesta, cu pocăință, cu recunoștință, înțelegând că n-avem nimic cu care să ne mândrim, depindem de El și rugăm pe El să ne socotească El neprihănit și de asemenea, tot în această rugăciune, haideți să îndrăznim, să cerem vindecare, să o facem prin credință și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este Cel care ascultă și rezolvă problemele noastre, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți, așa cum stăm ridicați în picioare, să ne rugăm cu toții împreună. Să îndrăznim în rugăciunea noastră. Să cerem iertare din mâna lui Dumnezeu, recunoscând că suntem păcătoși. Și să cerem și vindecare, pentru că Iisus Hristos este Cel care o dă mărit să fie El. Am stăm ridicați în picioare, vrea să încheiem timpul acesta de rugăciune, de părtășie din casa Domnului și am vrea să o facem rostind cu toții împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ca să și ne izbăvește pe noi, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Haideți, frații de la Borsa, vă rugăm pe Domnul Plocântare. În timpul acestei cântări se va face colecta duminicală, după care vom continua, făcând următoarele anunțuri pentru continuarea slujbei în locul acesta.
inimile la cântare, la mesajul cântării, la mesajele poeziilor și Duhul Domnului să ne pregătească, pentru că după acest moment în care vom lăuda pe Domnul prin cântare și poezie, ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să... Amin. Frații de la Baia Mare vor avea un grupaj de cântări, spre slava Domnului, după care sora Mirela va avea o poezie spre slava Domnului, după care sora Cheța o cântare spre slava Domnului și în urmă după sora Cheța, frații de la Baia Mare un nou grupaj de cântări, după care, în funcție de timp, vom continua să facem anunțul. Slăvit să fie Domnul! M-am gândit în timp ce stăteam pe bancă la faptul că trăim într-o lume a contrastelor, a contrariilor, într-o lume a extremelor. Dacă majoritatea dintre noi care suntem astăzi aici probabil ne facem probleme că ar trebui să mai renunțăm la câte o masă, să mai sărim peste câte o masă, pentru că ne cam împlinim, în același timp, într-o altă parte a globului pământesc, mii de copii, mii de oameni mor zilnic de foame. Dacă noi ne dorim să ne deplasăm câteva sute de kilometri, cum și noi astăzi am făcut-o, până la dumneavoastră, pur și simplu ne-am urcat în mașină și am plecat. În același timp, alți oameni nu au o bicicletă ca să se poată deplasa. Fac asta pe jos, prin nisip, prin călduri sau prin zăpadă, prin frig. Dragii mei, nu știu, m-am gândit de multe ori la faptul că nu-i mulțumesc suficient lui Dumnezeu pentru binele, pentru harul pe care l-am. În același timp, alții, așa cum am spus, fiind lipsiți de multe, multe binecuvântări pe care noi le avem la îndemână și culme că probabil ne închipuim că le și merităm. Sau că e normal să fie așa. În timp ce alții nu beneficiază de astfel de lucruri. Auzim parcă tot mai des vești despre cunoscuți de-ai noștri, despre oameni pe care probabil îi iubim, ne sunt dragi, ne sunt apropiați, că sunt bolnavi, că suferă de boli care nu mai pot fi, nu sunt vindecabile. Și asta parcă tot mai des se aude în ultimul timp. Se aud vești de războaie, se aud vești rele despre, știu eu, evenimente pe care nu le dorim, parcă tot mai mult ne bat la ușă. Dezastre naturale, catastrofe care vin peste lume. Fie dar ca bunul Domn în aceste vremuri să ne reamintească că trebuie să ne trăim altfel. Că trebuie să ne sfințim, să ne pocăim și să trăim în așa fel încât dacă Domnul va veni la noapte sau mâine, să fim gata. Cântarea pe care doresc să o cânt. Spune prima strofă. Dacă treci prin încercare, de Iisus ești prelucrat, prin cuptor de foc te trece, ca să fii aur curat. Dragii mei, Dumnezeu ne trece adeseori prin încercări. Și așa cum spuneam, deși trăim, avem un trai îmbelșugat, s-ar putea adeseori să nu ne pice bine mâncarea. Să fim triști, să fim supărați, gândindu-ne, probabil că vine mâine banca și ne ia casa. Sau că avem datorii imense, știu eu la cine. Și noaptea în pat, parcă nu ai somn. Sau așa cum spuneam, poate veni o boală peste tine. Și atunci, tot trai îmbelșugat să nu mai valoreze nimic. Însă, mesajul cântării ne spune că Dumnezeu are un scop în tot ceea ce face. Și în primul rând, Domnul vrea să ne curățe. Domnul vrea să trăim o viață deosebită. Una care să ne onoreze pe El. Și zic, Doamne, ajută-mi să trăim așa.
slăvit să fie în veci. Yeah.
și să lăudăm pe Domnul nostru din toată inima. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Slăvit să fie!
Și sus în veșnicie.
Oh,
Sunt lângă tine,
sunt toate, simți că-n mine ți-e tot împlinit. Mă iubești mai mult ca pe tine, eu așa, eu așa te-am iubit. Eu așa, eu așa te-am iubit.
cuvânt și în urmă va vesti Evanghelia. Ne rugăm ca Domnul să-L binecuvânteze la aceasta, să-L umple de putere, să-I dea har și nouă inimă deschisă în auzirea cuvântului. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Să ne păcălim, să ne amăgim, să ne mințim. Călătoria aceasta pe care noi o urmăm în viață are doar două destinații. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute de fiecare parte ca la finalul călătoriei destinația noastră să fie Raiul. Viața e o călătorie doar cu două destinații. Și despre ale ei traseu Biblia dă indicații. Este un drum ce duce sus, spre un loc denumit Rai și un drum ce merge în jos, unde pace nu mai are. Calea către cer e strântă, totuși mulți ar încăpea, dacă și-ar lăsa afară povara mare și grea. Calea către iad e largă și oricine acolo poate să își ia cu el bagajul plin de patimi și păcate. Drumul către paradis este plin de încercări, și până să ajungi acolo, ai de urcat multe scări. Însă drumul spre pierzane este unul ușurel. De aceea așa mulți aleg să meargă pe el. De pe calea Domnului, tu să te abați, nu poți. Nici la dreapta, nici la stânga să alegi străine poți. Dar pe calea celui rău, poți să te abați cât vrei. Poți sta liniștit la masă cu cei păcătoși răi. Spre țara Domnului, ești însoțit mereu. Însuși Iisus Hristos este ghidul tău. Te ține strâns de mână și-ți tot arată că vă îndreptați spre o țară minunată. Spre țara unde arde un foc veșnic și mistuitor, n-ai nevoie de ghid, că să ajungi ușor în această groapă de foc să-l arca toți cei care de mână pe Domnul l-au lăsat. Viața e o călătorie, ce curând se va sfârși. Frate drag, sufletul tău, în Rai sau în iad va fi? Ești pe calea cea îngustă, ce-ți aduce mântuire? Sau alegi ușor spre iad, spre o veșnică pierdere? Eu nu știu pe ce drum te găsești acum, dar, iubite frate, încă pot să spun, poarta către cer mai este deschisă, dar poate pentru ceas o vei găsi închisă. De aceea, lasă-ți acum bagajul ce-i greu de la păcat și spune-i Domnului, eu vreau să fiu salvat. Îmi doresc ca la final de drum să fim cu toții sus, cântând cântarea nouă, mire lui Iisus. Amin. Capitolul 4, versetul 5. Sunt aici trei lecții. Azi dimineață, la ora aceasta, vom lua lecția de mijloc. Haideți să citim, să lecturăm împreună cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Biblia spune aici așa. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Amin. Amin. Puteți să vă așezați. Planeta pe care noi locuim adăpostește și îngrijește la ora aceasta aproximativ 7 miliarde de oameni. Dintre aceștia, oamenii aceștia sunt împărțiți în trei mari religii. Dintre ei, peste 2 miliarde sunt prinși în religia hindusă, religia orientală. Confucioniști, budiști, hinduși. Religia musulmană are și ea peste 2 miliarde de enoriași, iar religia creștină sumează aproximativ 2 miliarde de oameni. Cifrele acestea sunt aproximative. Deci cam asta este structura Pământului în ceea ce privește situația religioasă. 2 miliarde de creștini, peste 2 miliarde de musulmani și peste 2 miliarde de hinduși. Creștinii, la rândul lor, sunt împărțiți, sunt divizați, sunt împrăștiați în 33.820 de culte și organizații religioase creștine. Deci 33.820 de religii creștine. Ba, măcar că sunt atâtea religii, ați avut, avem versetul acesta, uitați ce spune aici, am spus că avem lecția de mijloc, o singură credință, da? Biblia spune că toate că sunt 33.820 de religii și organizații creștine, nu există decât o singură credință. Vreau o rândă explicativă pentru început, înainte să intrăm în miezul problemei
Și anume, întâlnesc deseori confuzii făcute chiar de cei care predică Cuvântul Dumnezeu și sunt preot sau pastor sau, mă rog, sunt înălțați în dregătorii sau în slujbe bisericești, oameni care se exprimă greșit din punct de vedere teologic și biblic. Ați auzit mereu expresia credință strămoșească, credință românească, credința de la părinților mei și așa mai departe. Vreau să vă spun că credința nu are culoare. Cu alte cuvinte, dacă vorbim de religii, avem religia penticostală, avem religia ortodoxă, religia baptistă, religia catolică. La noi în țară sunt câteva zeci de religii, doar câteva zeci. Religia majoritară este religia ortodoxă, cu o mențiune. Ortodoxii sunt majoritari în Rusia, în Republica Moldova, în România, în Bulgaria și Grecia. În restul lumii, majoritatea dețin alte religii și nu religia ortodoxă. O spun asta că nu cumva să se luau de prea mult ortodoxi cu ceea ce sunt ei, că nu sunt majoritari în lume. Și nu o spun nici ca să jignesc pe cineva, ci aceasta este realitatea pe care dau cifrele. Deci 85-86% în România sunt ortodoxi. Dar Biblia nicăieri nu spune, nicăieri, puteți citi 1223 de pagini, nicăieri Biblia nu vorbește de o religie ortodoxă. Nici de una penticostală. Biblia nu vorbește de o religie a pocăiților, de o credință a pocăiților, nici de o credință ortodoxă, nici de una strămoșească. Credința nu-i strămoșească, nu-i românească, nu-i nici măcar evrească. Credința nu se vinde, nu se cumpără, nu se transmite din dată fiu, nu se moștenește de la părinți. Moștenim eventual o religie, dar nici asta nu moștenim. Că nici limba românească nu moștenim. O învățăm. Cine se naște cu limba românească? Nimeni. Învățăm să spunem mama, mai târziu, tata, învățăm limba, nu așa? Nu ne naștem cu ea. Noi uneori interpretăm greșit anumite chestii și confundăm de multe ori marfa cu ambalajul. Rețineți, credința nu este penticostală, nu e românească, nu e ortodoxă. Religia este penticostală, religia poate fi ortodoxă, religia poate fi budistă, dacă vreți, dar când vorbim de credință, credința nu are culoare. Ea nu îmbracă forme religioase. Credința este un sentiment, o trăire, o emoție, sau, dacă vreți, un sinonim mai corect a cuvântului credință, convingere. Crezi că, sau ești convins că, cred că există Dumnezeu, sunt convins că există Dumnezeu. Cred că există rai și iad, sunt convins că există rai și iad. Asta înseamnă credință. Și ea nu vine de la tată. Nu vine de la mama. Repet, nu se vinde, nu se cumpără, nu se moștenește și credința nu-i strămoșească. Auzi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? O citesc din Cartea Sfântă. Dumneavoastră puteți să urmări pe monitor, văd că am un ajutor de nădejde aici. În Romani, în capitolul 10, de la versetul 14 în jos. Haideți să citim împreună. Eu citesc din Biblie, dumneavoastră urmăriți pe monitor ce spune Cartea Sfântă. Și auzi ce zice aici. Romani, capitolul 10, versetul 14 până la 17. Dar cum vor chema pe acela, este scris amare, se referă la Dumnezeu, da, amare, acela, în care n-au crezut. Și spune Biblia, și cum vor crede în El, în Dumnezeu? Cum vor crede oamenii în Dumnezeu dacă n-au auzit? Deci spune, despre care n-au auzit. Dacă n-au auzit de Dumnezeu, cum să creadă? De aceea copilul, când se naște, nu se poate naște cu credință, pentru că n-au auzit de Dumnezeu. Și chiar dacă îi spune, nu înțelege nimic. Spune mai departe, versetul 15. Și cum vor predica dacă nu sunt trimiși? După cum este scris. Versetul 16. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut predica noastră? Versetul 17. Au zis cum vine credința. Nu-i de la tata, nu vine de la mama, nu vine de la strămoș. Credința, aici spune, astfel credința vine în urma auzirii. Adică întâi auzi și crezi informația. Iar credința vine prin Evanghelie. Aici spune prin Cuvântul lui Hristos. Înseamnă că înainte să se înfiripe credința în inima cuiva, în mintea cuiva, omul acela trebuie să asculte Evanghelia. Și atunci ai două oportunități. Sau două variante. Când cineva ascultă predica, când cineva citește Biblia, personal acasă, sau ascultă o predică în biserică, sau o slujbă publică, când omul vine în contact pentru prima dată cu Biblia, cu ceea ce spune Dumnezeu, are două variante. Unu, să respingă ceea ce spune Biblia, spunând că e minciună. Doi, să fie convins că ce spune Biblia este adevărat. Atunci se naște credința, când oamenii acceptă ceea ce spune Biblia. Încă o dată, versetul 17, astfel credința vine nu de la tata, nu de la mama, nu de la strămoși, ci credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Evanghelie. De aceea, dacă sunt oameni care mai aud, noi avem o credință strămoșească, să știți că afirmația aceasta este falsă, nu este biblică. Dacă mai auziți oameni predicând, în predicile lor publice, noi avem o credință a părinților noștri, credință românească, credință strămoșească, toate aceste afirmații sunt false. Nu sunt întemeiate pe Biblie. Avem o religie strămoșească.
Avem o religie probabil moștenită, dar nici asta nu se moștenește. Credința, în schimb, e convingerea pe care tu o primești după ce tu însuți, fie că citești Biblia, fie că auzi o predică. Și ești convins că ceea ce se predică, ceea ce ai citit, este adevărat. Așa se naște credința. Acum, repet, sunt 33.120 de culte și organizații religioase creștine. Sedentare divizați noi creștini. Văd că mai jos aveți încă o biserică uriașă și mai aveți încă mai încolo câteva. Dar la noi, în Fermeziu, mă rog, știe, suntem din aceeași biserică, în Baia Mare. Înainte de biserica noastră este biserica ortodoxă. La 100 de metri biserica penticostă, la peste drum este biserica catolică. Ciudat este că, așa cum am citit versetul de azi, Efeseni 4:5, nu este decât un singur Dumnezeu. Este o singură credință și este un singur botez. Și mă gândesc că dacă toți creștinii din lumea întreagă, indiferent de natura religioasă, de culoarea religioasă pe care o au, dacă toți ar rămâne la versetul acesta, toți să aibă un singur Dumnezeu, să aibă toți aceeași credință și același botez, ar fi o singură religie. Din păcate nu e așa. Astăzi am să vă predic, citind din Scriptură și dovedit cu Biblia, fiecare afirmație pe care am să o fac, am să o dovedesc cu Biblia, am să o susțin cu dovezi din Biblie, am să vă arăt în Scriptură 5 credințe false sau bolnave pe care le trăiesc oameni. 5 convingeri false pe care le au oamenii. 5 credințe bolnave pe care le au oamenii. Și apoi, pe final, trăgând concluzie, linia, vom vedea care este credința aprobată de Dumnezeu. Repet, ceea ce am să spun astăzi nu este pentru a jigni pe cineva. N-am venit aici să dau palme nimănui, la figurat vorbind. N-am venit să ofensez pe nimeni, n-am venit să ocărăsc pe nimeni, dar sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu să predic adevărul. Biblia spune, adevărul te face liber. Știți că pentru ceea ce spun, în ziua judecății, dau socoteală. Și dacă vă spun ceva greșit din Biblie, am o mare problemă în ziua judecății. De aceea, responsabil fiind de acest adevăr, mă silesc să predic întotdeauna adevărul și se întâmplă, să știți că mi se întâmplă, nu odată mi s-a întâmplat, să spun lucrurile adevărate de la amor și pe urmă să fiu tras de urechi. Fie că primesc un telefon, fie că cineva nu mă mai salută un an de zile și așa mai departe. Dar eu nu caut să vă câștig simpatia în nădejdea că mă veți mai chemea. Nu sunt interesat de asta. Eu vreau să predic adevărul ca să mă simpatizeze Dumnezeu. Și pentru mine asta e cel mai important lucru. Acum, haideți să intrăm în miezul problemei și prima credință bolnavă despre care vreau să vă vorbesc din Biblie este credința selectivă. Am numit-o așa, noi știm ce înseamnă a selecta. Nu ce înseamnă a selecta? A alege. Doamnele, surorile, mai țineți minte când selectați orezul, când alegeați orezul. Eu știu că eram fecior la tata acasă, la mama, și cumpăra orez în magazin, nu era decât de un singur fel. Acum sunt o grămadă. Într-o zi soția mi-a spus, mergând spre casă să-i cumpăr o margarină. Și am intrat într-o alimentară și a zis, doamnă, scumpă, vă rog să-mi dați o margarină. Trebuie soției mele acasă să... Ce din care? Păi zic, din care aveți? Și avem 10 feluri. M-ați încurcat, zic, mai bine aveați unul singur și era mai simplu. Și am sunat-o pe soție și a spus, ce margarină îți trebuie? Care 10 sortimente? Păi am din aia. Așa aveți și cu orezul, nu? Aveți o grămadă de sortimente. Cu bobul lung, cu bobul spart, cu bobul întreg, cu bobul nu știu de care, maron, negru, alb, nu știu, rău, ce. Dar țin minte că pe vremuri era un singur soi. Și când cumpăra mama, îl aducea acasă, îl punea pe masă și când făcea sarmale sau făcea orez cu carne, sper să nu vă fac poftă, îl deșerta pe masă și ne punea să alegem. Selectam ce era rău, de ce era bun, sau ce era bun, de ce era. Vă aduceți aminte vremea aceea? Tinerii nu, că voi trăiți într-o altă era. Era progresul. Așa. Ei, a selecta înseamnă a alege. Credința selectivă este credința care alege și este o credință bolnavă. Credința selectivă este aceea care, din 1223 de pagini, spune 1222 sunt adevărate, dar asta nu poate fi adevărată. Prea sună a poveste, prea sună a legendă. Credința selectivă este credința care, din tot ceea ce spune Scriptura, alege numai ce-i convine, numai ce-i place și refuză altele. Cu alte cuvinte, spune cam așa. Nu tot ce spune Biblia este adevărat. În mare parte, 80%, 99% este adevărat, dar totuși, 1% Biblia nu are dreptate, nu spune adevărul. Asta e credința selectivă și este o credință bolnavă. Și am să vă citesc Biblie doveți. Prima situație o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 17, când spune Biblia că Apostolul Pavel a trebuit să predice într-o facultate renumită din vremea aceea, în Academia vremii, Areopagul Atenei, Academia din Grecia, în aula mare a universității, și spune Biblia că predica lui s-a încheiat cu următoarele cuvinte, vă rog să urmăriți asta pe monitor, Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, 31 și în oprim la 32. Faptele Apostolilor, 17, versetul 30, 31 și 32. Eu citesc din Biblie, de asta pe monitor.
Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Uitați-vă la gramatica textului. Și ce urmează aici? Vedeți și asta? Trei puncte și se încheie citatul. Și ce înseamnă asta? Puțină literatură aici, tineri. Știți ce înseamnă asta? Că nu-i gata citatul, că mai era ceva de spus. Știți de ce? E scris așa. Pentru că n-a mai putut să spună niciun cuvânt. În momentul în care a spus așa, că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți, în momentul acela, academicienii din aula mare a universității au sărit în picioare și versetul 32 spune așa. Când au auzit de învierea morților, și-au bătut joc de el. Nu l-au lăsat să termine predica. Adică, i-au audiat tot ce a spus Pavel acolo, de față cu filozofii stoici, filozofii epicurieni, urmași și filozofii grec Epicur, și în timp ce predica, i-au ascultat atenți că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, că Dumnezeu avem viața, ființa și mișcarea, că Dumnezeu poruncește tuturor să se pochească, au așteptat atenți, dar când au auzit de învierea morților, asta e prea de tot. N-au putut să accepte acest adevăr. Aceasta este credința selectivă, care acceptă și pocăința, care acceptă și faptul că există un Dumnezeu, care acceptă și faptul că trebuie să venim înaintea Lui și să-L ascultăm pe Dumnezeu și să trăim o viață morală, dar că există o înviere din morți, asta e prea de tot. Exclus acest adevăr biblic, înseamnă că ai o credință selectivă. Mai găsim un reper biblic, e vorba de Faptele Apostolilor, capitolul 26, de la versetul 22 în jos. Vă introduc în context și citim versetele respective. Și anume, Pavel Apostolul, pentru faptul că a predicat Evanghelia, la un moment dat a fost arestat. Și a trebuit să dea socoteală sau să răspundă în fața a doi demnitari. În fața unui guvernator, numele lui este Festus, și fața împăratului, numele lui este Agripa. Și acum Pavel stă și dă socoteală înaintea împăratului Agripa și a guvernatorului Festus. Și Sfântul Apostol Pavel spune așa, Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 22, 23 și 24. Dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel în pledoaria lui, am rămas în viață, zice către împărat și către guvernator, zice împărate, am rămas în viață până acum, până ziua aceasta. Și am mărturisit sau am predicat înaintea celor mici, la oamenii de rând, și la cei mari, ca și voi, la dregători și la împărați, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii, ceea ce spune Vechiul Testament, și Moise, și anume care să se întâmple. Ce? Că Hristosul trebuie să pătimească. Și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamului. Cuvântarea lui e mult mai lungă. Eu am citit finalul predicului Pavel și Pavel finalizează cu următoarele cuvinte. Hristosul trebuie să învieze. Versetul 24. Pe când vorbea el astfel, adică pe când vorbea de înviere, ca să se apere Festus, dregător, a zis cu glas tare. Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Asta e credința selectivă, care nu crede în învierea morților sau care nu crede în altceva. E credința aceea care acceptă Biblia, dar nu în totalitate. Da, are Biblia dreptate pe aici, pe acolo, sau în mare parte, în mare procent, dar aici nu poate fi adevărat. E prea de tot. Și, la drept cuvânt, dacă stai așa să te gândești din punct de vedere omenesc, nu dumnezeiesc, nici duhovnicesc, există o relatare, vă dau o singură Biblie, care spune că, într-o împrejurare, unul din conducătorii poporului evreu, este vorba de Iosua, la un moment dat, când trebuia să poarte un război, pentru că a văzut că războiul se întinde pe toată durata zilei, că vine noaptea și nu sfârșește, era bătălia crâncenă și mare, a ridicat mâna în sus și a spus așa, auzi ce a zis un om, oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văii Aialonului. Și următorul verset este acesta. Și soarele s-a oprit în loc și nu s-a grăbit să pună aproape o zi întreagă. Nu așa că mi se pare bază. Așa e? Dacă aveți credință selectivă, așa veți spune. Cum, domnule, să zic un om la soare, oprește-te în loc și ăsta să se oprească. Că pe noi ne-a învățat la fizică, dacă soarele nu se mișcă sau normal știm că pământul se vârte și când soarele rămâne într-o poziție fixă, asta înseamnă că pământul nu se mai deplasează. Și forța centripetă face ca pământul să se ducă direct în soare, nu? Nu se poate. Nu se poate explica din punct de vedere fizic, astronomic și așa mai departe. Nu e așa că e o poveste. Da. Dacă ai credință selectivă, excluzi întâmplarea aceasta și spui, nu poate fi adevărat.
Dar vreau să vă spun una mai apropiată. În urmă cu aproape 2 ani de zile, într-o vară lucram pe un șantier cu câțiva oameni. Întâmplarea a făcut să fim acolo vreo 4-5 religii, adunați într-un grup de vreo 6 oameni. 6 oameni de vreo 5 religii. Și discutăm la un moment dat, imediat am adus la Scriptură, am obiceiul acesta când vorbesc cu cineva, imediat să le spun ceva din Biblie, și am adus la Biblie și povestind despre lucruri din Biblie, împărtășind cu ea anumite adevăruri, la un moment dat am atins și subiectul învierii morților. La care ei mi-au zis, ce e învierea morților? Nu există așa ceva. Și a rămas tare surpriză. M-au uitat așa oameni, mă stați un pic să înțeleg. Voi credeți în Dumnezeu? Da. Toți de aici? Da. Ei erau 5 și cu mine 6. Deci credeți în... Da. Mergeți la biserică? Da. Și mergeți des sau odată pe an, așa ca și atei, când se duc, că și de Paște se duc și ateii la biserică și politicienii vin odată la 4 ani când e campanie electorală. Așa merge. Nu, domnule, ce, noi mergem în fiecare duminică. Bun, deci voi sunteți creștini, credeți în Dumnezeu, vă duceți la biserică, vă închinați la Dumnezeu și nu credeți că va fi o înviere a morților. Unul mi-a zis așa, pe domnule, n-a venit nimeni de dincolo să ne spună dacă este rai sau iad. Și a zis, atunci nu înțeleg nimic, m-ați bulversat. De ce vă mai duceți la biserică și de ce mai credeți în Dumnezeu dacă nu credeți în rai și în iad, în judecată și în învierea morților? Au zis răspunsul pe care mi l-a dat toți cei prezenți acolo. Și toți erau creștini. Domnule, noi ducem la biserică ca să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate și să ne dea pâine la copii. Să avem salar și loc de muncă. Acum vă citesc din Cartea Sfântă și vreau să puteți urmări iar pe monitor. Este vorba de 1 Corinteni, capitolul 15. Vă citesc din Biblie. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 16 până la versetul 19. Haideți să citiți împreună cu mine. Auziți. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și am întrebat, voi credeți că a înviat Hristos? Da, e evident că dacă nu ați fi niște mincinoși, când spuneți Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ați fi niște mincinoși. Dar cum vi se pare lucrul acesta? Hristos înviază și oamenii nu pot să învieze. De ce dacă El a înviat? Păi n-a venit nimeni de dincolo să ne spună dacă oamenii înviază. Și atunci am zis ca și la dumneavoastră aici așa. Zice așa, dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. E o credință bolnavă. Mai departe, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit, sau care sunt în cimitir, la Hristos, sunt pierduți. Versetul 19 culminează. Dacă numai pentru viața aceasta, pentru pâine, pentru sănătate și pentru salari, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și Pavel spune, dar eu am o altă convingere, o altă credință, așa nume, cred, versetul 20, că Hristos a înviat din morți. Și nu numai El, El este pârga sau întâiul înviat, că după El urmează să viem și noi. Credeți acest adevăr? Știți că eu am fost la o mormântare și în timp ce îl băgau pe unul groapă, erau doi la marginea gropii. Amul de creștini. Nu vă spun religia ca să nu se simtă nimeni jignit. Amul de mergea la biserică. Amul de credeau în Dumnezeu. Și unul i-a tras un pod la celălalt și a spus, Ioane, vezi pe ăsta, niciodată nu se mai ridică de aici. Câți creștini sunt așa printre noi, în România? Oameni care cred în Dumnezeu, dar nu cred în înviere. Biblia spune că astfel de oameni au o credință bolnavă și au împarafată de Dumnezeu. Și atenție! Dați-vă, rog, Evrei, capitolul 11, versetul 6. Poate că ăsta trebuia să vă dau prima dată, pentru început. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Auziți ce spune? Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cine nu manifestă credință, să-și ia gândul de la rai. Cine nu crede în ce spune Dumnezeu, omul acela nu va intra niciodată în rai. Cel care vrea să intre în rai, trebuie să înceapă cu credința. Să creadă în Dumnezeu care ne-a dat Biblia. Și când oamenii spun că nu toată Biblia este adevărată, nu face altceva decât să-L facă pe Dumnezeu mincinos. Când spui atâta este drept și atâta nu, când spui 99% din Biblie este corect și o pagină nu este corectă, îl faci mincinos pe Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune așa. Toată Scriptura, adică 1223 de pagini, 2 Timotei 3 cu 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu există nici măcar 0,01% în Biblie minciună. Tot ce a spus Dumnezeu în Cartea Sfântă este da și amin. Amin. Și credința adevărată acceptă tot ce spune Biblia. Aceasta e credința adevărată. Credința bolnavă va spune, a, prea de tot cu învierea morților, prea de tot cu aia, prea de tot cu cealaltă.
Credința selectivă este credință bolnavă și aceasta nu este aprobată de Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de o credință bolnavă. Noi vrem o credință sănătoasă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A doua credință bolnavă și ea este credința zăbavnică. Știți ce înseamnă zăbavnic? Îmi spune cineva, ce este zăbavnic? Sau zăbavă? Ce înseamnă zăbavă? Întârziat. Credință întârziată. O să revin imediat la Fapte 17. Credința zăbavnică o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 17 și o să vă dau și Luca, capitolul 24. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, revenim la versetul 32. V-am dat versetul 30 și 31, unde zice Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință și poruncește acum tuturor să se pocăiască, că a rândit o zi în care va judeca lumea. Versetul 32, auziți cum spune. Când au auzit ei de învierea morților, își băteau joc de el. Asta e credința selectivă, nu putem crede. A doua categorie, în același verset, iar alții au zis, asupra celor spuse, asupra predicii tale sau asupra Bibliei, au zis cum spune, vom vedea altă dată. Adică nu astăzi, ci mâine. Da, o fi adevărat ce spui, noi credem că Biblia este adevărată, dar nu e momentul potrivit să ne ocupăm acum de ea. Nu e momentul potrivit să credem. Vom crede peste un an, peste 10, mă voi mai gândi, voi mai vedea, voi mai face socoteli. Asta e credința zăbavnică. Credința care amână. Mai avem un text, Matei, iertați-mă, Luca, capitolul 24, vei introduc în context și apoi îl citesc. Spune Biblia că după ce Mântuitorul a înviat, știți acest paragraf, cel puțin cei care citiți Biblia sunteți familiarizați cu acest text, spune Biblia că după ce Mântuitorul a înviat, doi ucenici au părăsit Ierusalimul, din expunere, studiind Biblia, e vorba de Cleopa și Luca, și au plecat la vreo 80 km de Ierusalim, într-un sat apropiat, spre Emaus. Și în timp ce mergeau ei doi povestind, s-a apropiat o persoană de ei. Noi știm din textul biblic că era vorba de Iisus, dar ei nu l-au cunoscut. S-a apropiat de ei și a întrebat, ce sunt vorbele acestea pe care le frământați între voi? Și ei se uită la el, bun, numai tu nu știi. Ce să știu? A zis străinul apropiat. Noi știm, repet, știm că acel străin era Iisus. Ei nu l-au cunoscut, nu și-au dat seama de acest aspect. Ce s-a întâmplat? Despre ce discutați? O, numai tu nu știi. Păi a fost printre noi unul, care îi ziceam Iisus, un proroc puternic, în vorbe, în fapte. A fost arestat, a fost condamnat, a murit și suntem puși în încurcătură. Niște femei ne-au spus că el a înviat. Și au zis ce spune Biblia, versetul 25. Repet, fără ca ei să cunoască pe Iisus. Luca 24, versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților, și ce cuvânt apare aici? Zăbavnic, zăbavă. O nepricepuților și zăbavnici cu inima, hai să citim altfel, întârziați cu inima, bine zic, întârziați cu inima când e vorba să credeți. Reformulez. O nepricepuților și zăbavnici în credință. Sau cu o credință întârziată. Nu trebuia să supere Hristosul. Dar nu m-am predicat de o treia și jumătate. Dar nu m-am spus înainte să merg la Ierusalim că eu, Fiul omului, trebuie să merg, că voi fi dat în mâinile neamurilor, că voi muri și a treia zi voi învia. Dar voi trebuia să credeți atunci. Nici măcar acum nu acceptați acest adevăr biblic. Credința zăbavnică este credința care amână. Știți care e aplicația pentru noi astăzi? Dacă ai o credință zăbavnică, e credința aceea care spune nu mă pocăiesc azi, mai am timp. Mă voi pocăi peste o săptămână. Poate anul viitor. Poate peste o lună. Credința zăbavnică spune nu acum. Dumnezeu poruncește acum. Tuturor de pretutinde să se pocăiască. Era copil dat acasă și într-o zi a venit cu o revistă creștină și în revista aceea erau câteva poze și fiecare avea notă explicativă sub ea. În prima imagine, în primul desen, era un predicator care spunea unui copil mic. Copile, Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Dar vreau să v-am citit. Dacă vreți, putem relua. Mai afișați odată Faptele Apostolilor 17 cu 30. Și țineți-l acolo. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu poruncește tuturor să se pocăiască. Și predicatorul acesta a dus porunca unui copil. Și a spus, copile, Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Și copilul a spus, Doamne, dar ce e? Nu înțeleg, nu știu. Cum voi fi mare, voi învăța, voi merge la școală și... A doua imagine, un predicator îi spune unui tânăr, tinere, Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Și tânărul a zis, domnule, acum, vârsta e frumoasă, diseară am discotecă în oraș, voi mâine am club, am întâlnit cu fetele, trebuie să termin facultate, n-am vreme acum de pocăință. Asta e pentru oameni care se așează la casa lor pentru familiști. A treia imagine, un predicator îi spune unui familist, un om gospodar, la 30 de ani. Omule, versetul 30, Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Și ăsta a zis, domnule, crezi că am timp de pocăință? Păi am trei copii mici.
Trebuie să mă duc la serviciu să le câștig pâinea, să-i cresc, să-i port la școală. Pocăința e pentru când ajungi la pensie. Ți-ai căsătorit copiii, i-ai așezat la clasele lor și acum tu și cu nevasta, voi doi aveți timp să vă pocăiți. Am timp să mă pocăiți. Dar acum ați prea ocupat cu problemele zile. N-am timp de asta. Ultima imagine, un predicator îi spune unui bătrân. Domnule, Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Și bătrânul, cârșile, domnule, acum nu mai pot merge la biserică și nu mai pot face asta, e târziu. Încă o dată, versetul 30. Auziți? Uitați-vă la literatura textului, la gramatică. Dumnezeu nu ține seama de vremea de reștiință și poruncește când? Când zice Dumnezeu? Acum. Da, diavolul, când zice? Mâine. El poruncește acum. Ce înseamnă tuturor oamenilor? Și românilor și americanilor. Ce înseamnă de pretutindeni? Și celor din Baia Mare și celor din Boșa. Ați înțeles versetul acesta? El, Dumnezeu, poruncește tuturor de pretutindeni să se pocăiască. Și pocăința adevărată nu spune mă pocăiesc anul viitor. Când mai fac pocăiții evanghelizare. Și nu spune o să mă pocăiesc după ce mi-așez copiii. O să mă pocăiesc după ce ies la pensie. Pocăința trebuie să aibă loc astăzi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Pocăința adevărată spune astăzi. Pocăința zăvamnică spune lasă că mai ai vreme. Și din păcate nu se întâmplă întotdeauna așa. Am fost odată la evanghelizare cu Marius Bujor, cu eu multă vreme. Da, cred că au trecut de atunci vreo 15 ani într-o localitate de aproape de Sighetul Marmației și acolo la evanghelizare ultima seară, duminica seara de la ora 6 la 8 a fost slujba, pe la ora 7 mi-am început predica și în timp ce predica, un om care stătea rezemat în catul ușii a ieșit afară și s-a făcut puțină dezordine în biserică. Apoi după slujba am stat la masă la cineva și a venit ginerele persoanei respective și a spus socrule, a murit. Dar ce s-a întâmplat? Ce frate Nelu, am avut o săptămână de evanghelizare, de duminică și până duminică. În fiecare seară am avut invitați. În fiecare seară au venit oameni din sat să asculte predica, să asculte Evanghelia. A fost prezent la slujbă. Și a fost prezent aici un inginer, 54 de ani. Oh, acum mă gândesc că am 54 de ani, vârsta lui. 54 de ani. În fiecare seară a fost prezent la biserică. Și a spus omul ăsta că se va pocăi, dar a spus nu acum. Mai văd, mă mai gândesc. Vreau să mă pocăiesc, dar nu-i momentul potrivit. Acum seara, la ultima predică, când ați început dumneavoastră predica, l-am luat în mașină că i s-a făcut rău, l-am dus la Sighet la spital și a murit la mine în mașină. Înțelegeți de ce spune Dumnezeu astăzi? Dar înțelegeți de ce spune diavolul mâine? Dumnezeu poruncește astăzi tuturor să se pocăiască. Credința zăvamnică spune mâine este credință bolnavă și nu e aprobată de Dumnezeu. A treia credință, bolnavă și ea, este credința cu vedere deformată. Fratele Marcel v-a spus ceva despre asta, eu vin și dezvolt puțin subiectul acesta. O găsim în Marcu, capitolul 8, versetul 22 în jos. Haideți să lecturăm împreună. Marcu, capitolul 8, versetul 22 până la 25 inclusiv. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și acum se întâmplă două lucruri. Zice așa. Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat. Vezi ceva? Și au zis, primul lucru se întâmplă la versetul 24. El s-a uitat și a văzut pe oameni umblând. Zice, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Versetul 25. Iisus i-a pus din nou mâinile peste ochi și i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit. Înseamnă că în versetul 24 nu este tămăduit. Mântuitorul se atinge de el și întotdeauna credința operează vindecarea. Acolo era prezentă credința. Mântuitorul vindecă și spune așa, uită-te, vezi bine? Văd. Ce vezi? Oamenii, cum îi vezi? Ca niște copaci. Nu vezi bine. Și a pus încă o dată mâinile peste el și versetul 25 spune, i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit, a văzut toate lucrurile de sfârșit. Asta este credința cu vedere deformată. Credința care se uită la oameni este credința deformată. Este credința care îi vede pe alții cum nu trebuie în raport cu tine. Am să vă dau un exemplu să înțelegeți acest adevăr. Știți de mult încercatul Iov, răbdătorul Iov. Spune Biblia că a dus Dumnezeu necazuri peste casa lui, că nu știu dacă vreunul dintre noi ar suporta. O vecină de-a mea și-a pierdut doi copii. Amândoi mor de cancer, unul la 57 de ani, 58 ceva, la 52-53. Și când a fost bolnav al doilea copil de cancer, a spus așa, dacă moare și ăsta, îmi pierd mințile. Și așa s-a întâmplat. Deci în momentul, nu că am nebunit, dar în momentul că i-a murit al doilea copil și are 6, când i-am și toți căsătoriți, când i-a murit al doilea copil, femeia aceasta i s-a blocat creierul și nu mai poate veni. Stă chiar lângă mine. Vine desul la noi, la soția mea, și îi spune doar, și soția întreabă, aveți nevoie de mâncare?
aveți nevoie de chiulite, nu-și poate aprinde focul. Și vine la soție și nu poate scoate niciun cuvânt. De durere pentru doi copii moarți. Imaginați-vă că Iov a pierdut 10 copii. A avut 10 copii și 12 au murit. Imaginează-ți tu, bun, nu știu, nu poți să înțelegi asta decât dacă ești în pielea acelui personaj. Să ai în curtea ta 10 sicrie, să îngrop 10 copii și să rămâi fără niciun. Mai mult, spune Biblia, că și-a pierdut toată averea și a fost un om bogat. Imaginează să ai un imperiu financiar și peste noapte să rămâi falit, fără nimic, doar hainele de pe tine, nici casa să fie a ta. Toate casele dărâmate, oile, boii, cămilele jefuite, sărac lipit pământului, fără 10 copii, fără avere, și-a pierdut sănătatea și spune Biblia că în fiecare zi, de dimineața până seara, stătea cenușa în pământ țărână, lua un cioc și se scăspunea pe piele tot timpul. Nu știu dacă ați avut vreodată alergie, ați avut așa ceva? Spirea, doar talpa piciorului și creștetul capului nu m-a mâncat. În rest, toată pielea m-a mâncat. De la niște căpșuni. Este o teroare. Să vezi că cu cele mai puternice calmante te trezești noaptea, nu poți dormi și îți vine să urli. Ți-ai rupt pe care de pe tine. Iov a avut așa ceva și spune Biblia că au venit prietenii lui la el și când l-au văzut, de departe, au aruncat țărână în văzduș să le cadă în cap și au venit în fața lui Iov și au zis ce spune Biblia. 7 zile și 7 nopți n-au scos un cuvânt, ci timp de o săptămână au plâns în continuu de mila lui Iov. Bătut de soartă. Și la un moment dat începe filmul să zică, Iov, jalnic ai ajuns. Bătut de soartă. Vezi dacă ai greșit Dumnezeu acum te pedepsește. Și el zice, ce vorbești? De eu n-am plecat. Al doilea, Iov, lasă că știm noi. Undeva a trecut, trebuie să fie ceva. Și acum e vremea să potei și dai să potei, Dumnezeu pedepsește. Și tu vorbești. Dar nu e adevărat. Al treilea, intervine și eu. Tu te ții tare în neprihănirea ta. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ești vinovat, cereți iertare și Dumnezeu ți-a ridicat pe urmă pedeapsa asta. Și tu, în ce? Eu am crezut că voi sunteți niște mângâitori adevărați. Dar auziți expresia folosită de eu. Voi sunteți niște mângâitori supărăcioși. Nu mi-ajunge că a rămas fără copii, că a rămas fără avere, că a rămas fără sănătate, că nevasta mi-a întors spatele, mai veniți și voi și puneți benzină pe foc. Mă aprindeți și efectiv mă tulburați. Nu mi-ajunge asta. Și după ce termină cuvântarea mea lungă, cartea mea lungă, la un moment dat intervine Dumnezeu și spune eu, să termine ei cu discuțiile cu predicile, acum eu predic și tu ești elevul. Și zice așa, eu acum sunt profesorul tău și tu, eu, ești elevul meu. Și acum ascultă eu. Am să-ți arăt cine sunt eu. Și Dumnezeu îl primă prin univers, dar nu în mod fizic, cu trupul acesta, ci cu mintea. Și arată. Iov, uită-te sus, vezi găinușa, vezi ursa mare, carul mare, vezi leul, vezi cum tare constelație, vezi soarele, vezi luna. Uită-te și la cămara zăpezii, uite unde țin ploaia, uite unde țin fulgerul. Toate acestea eu le-am creat. Îl coboară cu mintea de acolo și îl primă pe pământ și spune eu, uite Leviatan, uite struț, uite carul. Cum arată fiecare farnic, creat cu înțelepciune, fiecare cum se comportă, toate acestea eu le-am făcut. Și după ce termină Dumnezeu cuvântarea și arată la Iov ce a făcut în ceruri și ce a făcut jos pe pământ, acum Iov nu se mai uită la prietenii lui. Față de prietenii lui, Iov a zis, voi sunteți mâncăitor supărăcios. De ce Dumnezeu bagă de mine? N-am niciun păcat. Eu sunt imaculat. Când Dumnezeu vorbește, se uită la Dumnezeu, se uită la el, spune, Doamne, urechea mi-a auzit vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Eu să fac nicio mențiune, pentru că am avut discuția asta cu unii creștini care nu înțeleg Biblia și spun că Biblia, pe de o parte, spune că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu și totuși eu spune că l-a văzut pe Dumnezeu. Nu l-a văzut pe Dumnezeu. El a fost, așa cum am spus într-o dată în împrejurare, eu am fost ca un arhitect. Un arhitect spunea așa, eu totdeauna când văd o clădire frumoasă, nu văd zidul, nu văd ceea ce vedeți voi, arhitectură, geamuri frumoase, tecuială, pereți, tavare, eu nu văd asta. Când mă uit la o clădire frumos construită, văd dincolo de ziduri mintea aceea care a gândit-o, a construit-o pe plan, a făcut calculele de rezistență și a făcut proiectul. Așa văzut eu pe Dumnezeu. Eu am văzut lucrarea lui Dumnezeu și văzând lucrarea lui Dumnezeu, a înțeles cine și ce este Dumnezeu. În sensul acesta trebuie înțeles că eu am văzut pe Dumnezeu. Revin. Și a spus eu așa. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a auzit. De aceea, cum zice fraților? Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Ar vrea să înțelegeți un adevăr. Întotdeauna când te uiți la vecinul tău, întotdeauna când te uiți la ăla din orașul tău, la cel de pe strada ta, la colegul de servici, la rudenia ta și la cunoștința ta, întotdeauna când te uiți la răul pe care l-a făcut el, tu zici așa, el e un derbedeu. Eu n-aș fi făcut asta. Întotdeauna când te uiți la alții, alții sunt răi și tu ești cel bun.
Întotdeauna vei spune, cum a putut să zică el așa? Cum a putut să facă așa? Eu, dacă eram în locul lui, făceam așa. Nu e așa ca să ne caracterizează. Întotdeauna când ne comparăm cu alții, niciunul dintre noi zice, eu sunt mai rău decât ăla. Zice care așa, hai să fim sinceri. Care dintre noi zice, uitându-ne la alții care fac rele, care dintre noi zice, eu n-aș fi făcut asta, nu am să fac asta. Zice, mă altfel, ce rău, un om nesocotit, un om fără onoare, eu n-aș fi putut face asta. Așa e ca așa zice. Când ne uităm la oameni, ne împiedicăm de ei. Dar evreii au o vorbă, întotdeauna când degetul ăla arată spre cineva, acuzându-l, treie, arată spre tine. Când te râzi la Dumnezeu, situația se schimbă. În raport cu Dumnezeu, oricine ai fi și oricât de moral ești, Doamne, se coade să mi se umple fața de rușine. Daniel spune, unul dintre cei trei oameni prețuiți de Dumnezeu în toată istoria, unul este Daniel. Dumnezeu s-a lăudat în istorie cu trei oameni mari. Și cu Daniel este unul dintre ei. Spune, chiar dacă Daniel ar mijloci pentru poporul ăsta, nu i-aș asculta. Dar Daniel spune la un moment dat, om prea iubit de Dumnezeu. Așa e numit în Biblie, nu? Daniel e om prea iubit. Îl iubea Dumnezeu, că era un om sfânt. Și totuși Daniel, când se uită la Dumnezeu și se roagă, zice, Doamne, se cade să nu se umple fața de rușine. Întotdeauna când eu zic la oameni, nu te pocăiești. Când eu zic la Dumnezeu, te prinde rușinea. Când eu zic la unii pocăiți, nu-ți vine să te pocăiești. Că și ăla, da, decât așa mai bine cum sunt. Când eu zic la Dumnezeu, trebuie să-mi pleci capul. Nu-i așa? Am luat odată în mașină, mergând spre Sin, Baia Mare, Sin, am luat câteva persoane. Unul din dreapta mea, întâlnă, mergea castofonul, mergea caseta, muzică religioasă. Și cel care era dreapta mea, un tânăr de vreo 25-26 de ani, spune, la Domnule, dumneata ești pocăit, zice către mine. Zic, da, dar de unde știi? Ce după muzică. Dar de unde știi că muzica asta e de la pocăiți? Domnule, ce, am umblat 2 ani de zile la pocăiți. Nu vă spun religia. Cum adică ai umblat 2 ani de zile la pocăiți? Păi, am vrut și eu să mă pocăiesc. Cum adică ai vrut să te pocăiești? De ce nu te-ai pocăit? Zic către el. Păi, știi, știți, doamne, am făcut o afacere cu un pocăiți și omul ăla n-a fost serios. Decât să fiu așa, mai bine nu mă pocăiesc. Când te uiți la oameni, nu te pocăiești niciodată. Niciodată! Când te uiți la Dumnezeu, se cade să ți se umple și să ți se umple fața de rușine. Că întotdeauna când te uiți la oameni și vă dau o ipoteză de lucru. Gândiți-vă că Mântuitorul are 12 apostoli. A avut 12 apostoli. Și tu, care vrei să fii apostol, te uiți la Iuda. Și spui, nu-l vezi și pe ticălosul ăsta ce a făcut? La rândul pe Dumnezeu. Păi decât așa, mai bine deloc. Așa îi spune. Sau mai degrabă ar trebui să te uiți la Filip, la Pavel, la Petru, la ceilalți și în special la Domnul Iisus Hristos. Ce ziceți? Cine vrea să nu se pocăiască, întotdeauna se va uita la oameni. Cine vrea să se pocăiască, se uită la Dumnezeu. Că pocăința ta și pocăința mea nu e raport cu oamenii, ci e raport cu Dumnezeu. Și pocăința ta și pocăința mea nu trebuie arătată oamenilor, măcar cum văd și ei, ci trebuie arătată lui Dumnezeu. Înaintea lui vii cu sinceritate și spui, Doamne, ca și mameșul din Luca 18, ce s-a spus despre el azi. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Putea să zică, ăla arată, a zis, fariseu. Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu îi știu pe toți din Borșa. Îți mulțumesc că nu mai ai unul ca mine. Eu postez de 2 ori pe săptămână. Dau zicioare, eu mă închid ție. Eu sunt un om remarcabil. Îmi trage și pe ceilalți. Când a zis așa, a pierdut prestigiul înainte lui Dumnezeu și a pierdut numele. Și a zis Mântuitorul, uitați-vă la cei doi. Unul se laudă și Dumnezeu nu l-a desconsiderat pentru că nu era așa. El era așa, spunea adevărul, dar s-a lăudat cu asta. Și celălalt a venit să dea departe și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și plângea acolo pentru păcatele lui. Asta e pocăința. Și spunea Mântuitorul, adevărat, mă spun că mai degrabă s-a dus acasă, socotit, neprihănit, omul acesta. Fariseul spunea, eu nu sunt ca asta. Eu nu sunt ca mameșul ăsta. Dar mameșul n-a zis, Doamne, aș vrea să fiu ca fariseul. El a venit înaintea lui Dumnezeu și în raport cu Dumnezeu și a văzut vinovăția. Dragii mei, trebuie să vă pocăiți nu pentru că o spune predicatorul, ci pentru că e poruncă 17:30. Fapte 17:30. Dumnezeu poruncește să ne pocăim. Cum să ne pocăim? Cum s-au pocăit unii pocăiți? Nu. Cum ne cere Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Când vă veți uita la unii pocăiți, veți spune, da, așa, să mă pocăiesc ca ăla. Nu ca ăla. Să te pocăiești cum o cere Dumnezeu. Să fac cum face, nu ca ăla, ci cum spune Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Că pocăința ta nu câștigă inima fratelui tău, ci pocăința ta câștigă inima lui Dumnezeu. Cei care știți Biblia, știți cum s-a pocăit Ahab? Ahab a fost unul din împărații răi, idolatrii pe care a avut poporul evreu. Și într-o zi s-a pocăit și spune Dumnezeu, după ce a trimis amenințarea, pentru că nu te-ai pocăit pentru că ai făcut asta și asta și asta și asta, voi aduce peste casa ta nenorocit. Și omul acesta a plecat capul jos, s-a dezbrăcat de ținuta împărătească, s-a îmbrăcat în sac și a pus cerușă în cap și stătea cu capul plecat și zmerit. Și Dumnezeu a zis lui Isaia, ai văzut cum s-a pocăit Ahab?
De-aia du-te și spune că nu mai aduc nenorocire peste casa lui în timpul vieții lui. Pocăința ta câștigă nu inima pocăiților, ci inima lui Dumnezeu. Așa să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pocăința cu vedere deformată este pocăința care se uită la oameni. Și credința aceasta nu este o credință valabilă. Nu este aprobată de Dumnezeu. O altă credință bolnavă și ea este credința nestatornică. O găsim în Ioan capitolul 8. Vă citesc 2-3 versete. Și anume, Ioan capitolul 8, versetul 30-31 și apoi întoarcem pagina și vă citesc în conversie. Pe când vorbea Iisus astfel, sau pe când predica, Ioan 8 cu 30 și 31. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și acum a zis iudeilor care crezuseră. Ăștia au crezut. E vorba de credință aici, nu? Așa înțelegem. Ei au crezut, deci e vorba de credință. A zis iudeilor care crezuseră El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și din momentul acesta se înfiripă un dialog între Iisus și cei care au crezut. Și după ce la un moment dat se desfășoară acest dialog, intră pe contradicții, ca în final, și anume în versetul 52, oamenii aceștia care credeau în Iisus, au spus în versetul 52 așa. Acum i-au zis iudeii, Ioan 8 cu 52. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Știți ce credință e aceasta? Credința care e convinsă, sau care crede în Dumnezeu duminică și nu mai crede mult. Sau să vă spun altfel. Credința nestatornică sau alternativă este credința care face din tine un sfânt duminică când ești la biserică. Și face din tine și din om un păcătos lunea când e la locul de muncă. Vin sărbătorile pascale sau sărbătorile învierii, că Paștele evresc. Noi creștini sărbătorim învierea Domnului. Și nu știu dacă la dumneavoastră e obiceiul acesta, dar la noi în Baia Mare și am mai întâlnit și în alte zone ale țării, se mai nu peste tot în România, mai puține zone, dar sunt în mai multe locuri. A doua zi, după ce se sărbătorește învierea Domnului, după ce oamenii se duc la biserică și îmi sunt tare dragi, toate religiile merg atunci, îmbrăcați în straie frumoase, curați la trup, curați la inimă, s-au spovedit, s-au împărtășit și acum se duc la biserică la noaptea învierii. Mi-e drag de ei când îi văd. Oameni cu cap plecat, cu multă pioșenie, cu multă religiozitate. Mă uit la ei duminica. Dar mă uit și lunea, când umblă cu stropitul. Se umblă cu stropitul aici? Da. Se umblă. Înseamnă că așa e ce obicei cam mai mare. I-ați văzut pe aceiași oameni care sunt duminica la biserică cum sunt în seara? Ce ziceți? Mai seamănă cu ea de duminică. Asta e credința nestatornică. Care face din tine un sfânt duminica și un bețiv lunea. Care face din tine un închinător în biserică duminica și un hoț marțea. Care face din tine duminica un om care citește Biblia și cântă priceste în biserică și face miercurea un curvar din tine și joia unul care blastămă și vinerea unul care face scandal și sâmbăta unul care jură și așa mai departe. Credința adevărată face din tine un sfânt în fiecare zi. Și duminica, și lunea, și marțea. Uitați-vă, mă, la dumneavoastră ce cuvinte sunteți aici. Niciunul nu comentează, niciunul nu ridică vocea, niciunul nu face scandal, niciunul nu se îmbată. Uitați-vă ce cuminți sunteți. Imaginați-vă ce ar fi viața dacă în fiecare zi ați fi la fel de cuminți. Dacă în fiecare zi toți borșenii ar fi la fel de cuminți. Ce ziceți? N-ar mai fi, ar da faliment toți ăștia cu restaurante și cu bani. Nu-i așa? Imaginați-vă cum ar fi România dacă nu numai duminica la biserică oamenii sunt cuminți, ci și după ce ies din biserică, după masa și lunea și marțea, toți ar fi la fel de cuminți ca biserică. N-ar mai avea guvernul ăsta probleme să scoată bani de undeva să facă închisori. Că s-ar boli închisorile. Am dreptate? Credința adevărată face din tine un sfânt în fiecare zi. Un sfânt al fiecărei zile. Nu un sfânt de duminică, ci un sfânt al fiecărei zile. Credința nestatornică spune să fii de treabă la biserică, te împărtășești, spovedești, se iartă păcatele și înapoi la păcate. Că vine alt an sau altă duminică și are scapă ele prin mărturisire. Biblia zice așa, Mântuitorul a vindecat pe unul și a zis, de acum du-te și să nu mai păcătuiești, ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău. Daniel îi spune unui împărat, care și el era în zi de sărbătoare în fața idolului, se închina și el la idolul lui, templul lui, și pe urmă chefuia și trăia de strâng și Daniel îi spune, împărate, placă-ți la sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, că poate Dumnezeu se va îndura de tine și îți va lungi viața. Înțelegeți că nu mulțumim pe Dumnezeu cu o credință din asta nestatornică, ci cu credința aceea care face din noi oameni cuvinți, oameni sfinți în fiecare zi. Dumnezeu să ne dea credința aceasta. A cincea credință bolnavă și ea este credința ascunsă. Ioan capitolul 12. Auzi ce spune Biblia, o altă predică a Mântuitorului. Ioan capitolul 12, versetul 41, 42 și 43. Ioan capitolul 12, versetul 41, 42 și 43.
Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Iisus a ținut aici o predică. Și versetul 42 spune așa. Totuși, chiar dintre fruntași, acum e vorba de cei înălțați îndregătorii, nu știu ce a fost acolo, șef de cetate, șef de garnizoană, primar, consilieri, președinți, de nu știu ce, de ce. Ci chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el. E vorba de data aceasta de oameni care aveau funcții și rol în societate. Mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Versetul 42 dă dezlegarea. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Credința aceasta, bolnavă și ea, este credința ascunsă. Este credința care spune așa. Eu cred în Dumnezeu și m-aș pocăi, dar dacă mă pocăiesc, mă dă afară din servici. Că probabil și de poliție. Dacă m-aș pocăi, nu mă mai aleg oamenii când candidez la primărie. Dacă mă pocăiesc, nu o să mai fiu director de școală. Dacă mă pocăiesc, mai pot fi inspector la financiar. Dacă mă pocăiesc, mai pot fi consilier din partea nu știu cărui partid. Și oamenii aceștia spun, mai degrabă să fiu avansat în funcție grea să primesc primă salar, onorul, decât să duc o viață sub persecuție. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Credința aceasta este o credință bolnavă, o credință ascunsă. Credința adevărată trebuie să se vadă. Amin? Amin. Ea nu poate rămâne ascunsă. Credința adevărată, dacă crezi în Dumnezeu, trebuie să fie demonstrată. Trebuie să se vadă. Și acum facem un rezumat și încheiem. Am învățat în dimineața aceasta că în Biblie se spune despre 5 credințe bolnave. Prima credință bolnavă este credința selectivă. Aceea care nu crede toată Biblia. E o credință bolnavă, nu e aprobată de Dumnezeu. A doua credință bolnavă și ea e credința zăbavnică. E aceea care spune, nu te pocăiați, las că mai ai timp. O altă credință bolnavă e aceea care se uită la oameni. Și când te uiți la oameni, nu te pocăiești niciodată. Când te uiți la Dumnezeu, te prinde pocăința. A patra pocăință este pocăința nestatornică. E aceea care face din tine un sfânt duminica și un păcătos lunea. Și cealaltă credință ascunsă, să nu știe nimeni că-s pocăit sau să nu știe nimeni că crede în Dumnezeu pentru că am de suferit la servici. Nu dau prime, nu dau post sau mă dau afară din servici. Toate acestea sunt bolnave. Știți, oameni buni, care este credința adevărată? Credința adevărată este credința care crede toată Biblia. Credința adevărată e credința care spune de azi nu mai trece o zi fără să mă pocăiesc. Astăzi mă pocăiesc. Credința adevărată este credința care se uită la Dumnezeu și spune Doamne, iartă-mă, ai milă de mine păcătosul. Nu mă interesează ce fac alții, nu mă interesează cum se poartă unii pocăiți, nu mă interesează cum se comportă alții în societate. Eu vreau să ascult de tine. Credința adevărată este credința care trăiește adevărul în fiecare zi, care face un sfânt din tine în fiecare zi. Credința adevărată este credința care se vede pe stradă prin ceea ce trăiești, nu-i una ascunsă. Aceasta e credința adevărată. Dar revin la textul nostru de bază și spunem amin. Mai dați o dată Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Și haideți să citim împreună. Efeseni 4, cu 5. Căci este un singur Domn, a doua lecție, lecția de azi, câte credință, fraților? 5 bolnave și una singură pe care Dumnezeu pune parafa. Și fără credință, cu neputință, să fim călcuți Dumnezeu. Este o singură credință. Și un singur botez, altă lecție. Cine știe, poate mai ajunge la asta. Mă rog pe Dumnezeu din toată inima în dimineața aceasta, la mias fiind deja, să-L atingă Duhul lui Dumnezeu inima. Și în dimineața aceasta să nu plece nimeni de aici cu credință bolnavă. Să luăm cu noi, să ducem cu noi acasă credința pe care o aprobă Dumnezeu. Credința prin care să fim sfinți toți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Nu putem decât să binecuvântăm pe Dumnezeu care a avut milă din noi în această zi, ne-a binecuvântat și ne-a vorbit. Ține de noi. De la urmă, credința este în fond și alegerea noastră. Alegi să dai crezare lui Dumnezeu sau alegi să nu dai crezare. Dumnezeu să ne dea o inimă bună fiecare dintre noi, să ne luăm seama, pentru că eu cred că Dumnezeu a vorbit astăzi tuturor. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Frații din Baia Mare mai cântă o cântare spre slavă Domnului. După această cântare, din fratele Nelului Boteane, vom ridica cu toții în picioare, vom face o ultimă rugăciune, o rugăciune de încheiere pe care fratele o va înălța. Zic ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Omul lume călător, o găsie în orice.
suflet nu gândești. Stai și ascultă glasul meu, ce te cheamă suspirând. Nu mai alerga zăra, ci primește-l păcina. Vino, nu mai sta, Iisus vrea inima ta. Nu mai aruna, căci peregrăta. Vino, nu mai sta, Iisus vrea inima ta. Nu mai aruna, căci peregrăta. Astăzi până mai trăiești, inima să-ți pregătești. Ia-mă pe Iisus acum, ai pe-al mântuirii drum. Vino, nu mai sta, Iisus vrea inima ta. Nu mai amâna, deci vei regăta. Vino, nu mai sta, Iisus vrea inima ta. Stai și ascultă glasul meu, ce te cheamă să spui. Nu mai alerga zadar, ci primește-a tăcina. Vino, nu mai sta, Iisus vrea inima ta. Nu mai amâna, căci vei regreta. Vino, nu mai sta, Iisus vrea inima ta. Nu mai amâna, căci vei regreta. Ține durarea ta. Dar în mod deosebit mulțumim pentru părtășia pe care am avut-o în casa ta. Doamne, mulțumesc că Tu asculți rugăciunile noastre. Te rog să vii în ajutorul nostru, împlinind dorințele și nevoile noastre. Mulțumim că primești laudele noastre, că Tu ești singurul care merită lăudat și binecuvântat în veci. Și îți mulțumim pentru cuvântul Tău care s-a coborât din cer să dea lumii viață. Doamne, mulțumim pentru Evanghelia Ta care a ajuns și în Boșa. Ajungând și la noi în România și în Baia Mare, și îți mulțumesc că prin cuvântul Evangheliei Tale ai născut credință în fiecare din noi. Doamne, dorim mult să trăim în credința aceasta. Credința pe care Tu ai dat odată pentru totdeauna Sfinților. Lângă această credință, Doamne, să fie manifestată de noi și noi în fiecare zi. Dă-ne o credință sănătoasă. Binecuvântează pe toți cei ce sunt prezenți aici, Doamne, și lasă cercetarea Duhului Tău Sfânt și dă Duhul de pocăință tuturor celor prezenți. Ajută-ne, Doamne, ca prin pocăință să ne lăpădăm de toate păcatele noastre, să nu le mai săvârșim și să trăim frumos ca în timpul zilei, să te ascultăm pe Tine și să împlinim legile și poruncile Tale în fiecare zi, ca să demonstrăm astfel o credință sănătoasă înaintea Ta și înaintea oamenilor. Mulțumim pentru credința pe care ne-ai dat-o. Mulțumim pentru părtășia din casa Ta. Te rog să rămâi cu noi la despărțire. Binecuvintează-ne, Doamne, pentru punct de întoarcere. Rămâi în casele noastre cu ocrotirea și protecția Ta. Și fie, Tată, în tot ceea ce faci, numele Tău binecuvântat. Și acum, și pururea și în vecii vecilor. Amin.